Bună dimineața, doamnelor. Bună dimineața, domnul. Bună ziua, domnilor. Bună ziua, domnilor. Bine v-am regăsit, dragii mei, în acest decor mirific. Nu vrei să vii, doamna Daniela? Sărut mâinile, doamna Daniela. Bine ați venit la treabă. În acest decor mirific, suntem în cartierul tineretului Dan Burdujeni. Trageți un pic, că trebuie să sărim pârleazu. Așa. Hai să vadă lumea unde sunt în momentul de față, că să nu creadă că suntem la țară. O fel de comun, așa mai primitivă, dar ăla este Iacob Zadic din Burdujeni. Se vede acolo. Suntem în cartierul tineretului, ceva nou, ceva frumos. Ne-a chemat cineva, aici și lea, și a zis, hai să vedeți ce înseamnă antreprenoriat. Antreprenoriat autentic, doamna Daniela. Ăsta este blocul, da? Nu știu dacă vezi, n-ai un metru. Aici un metru, deci așa, un metru. Fii atent ce frumos se întâmplă antreprenori. Avem aici două reprezentante. Ce faceți, mai drăgălașilor, mai? Domni. Deci ce este de pe scara blocului? Suntem pe Grigore Antipa, am zis bine? Nu? Parcă așa e. Numărul. Uite, deci fii atent, așa e construit blocul. Pac, ai dat în... Haideți, doamna Daniela, haideți să vedeți ceva frumos, ceva elegant. Ce înseamnă întreprinzătorul sucevean și ce înseamnă primăria Suceava? Da. O vezi, da? Să rămână. Ce scuze? Asta e intrarea, teoretic, asta e intrarea principală a blocului. Nu glumesc. Ce ați văzut, domnile voastre, este curtea interioară. Asta este intrarea principală a blocului. Asta este, doamna Daniela. Se vede? Uite. Uite acolo. Grigore Antipa, numărul 10. Sărut mâna, bună dimineața! Și din această prea frumoasă, minunată intrare principală, vin încă, doamna Daniela, nu prea sunteți obișnuite cu minunile astea. Veniți așa, mai atenție că e... Ce avem aici? Ceva frumos, ceva elegant, ceva spectaculos, intenții de elaborare, plan urbanistic zonal. Asta e blocuțul, se vede? A, mai facem ceva aici. Și ce facem aici, doamna Daniela? Ce facem aici? Puz? Băi, ești pe ultima treaptă? Până granița. Băi, până aici, mă. Până aici. Uite aici. În baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui bloc de locuințe colective. Ce părere ai tu? N-ar merge un bloc aici? Ce zici tu? Uite aici. Prestări servicii. Nu-i de mare înălțime. Nu, omul de bun simț, domnul Hrușcă Maricel, a zis regim mic de înălțime, deci nu-l faci de 10 etaje. Oamenii de aici ar trebui să fie sfocul crucii mare, să fie binecuvântați, zic, bă, Dumnezeu, sănătate, nu-l faci de 10 etaje, nu, dar de cât îl faci? Așa, un P plus subsol plus demisol plus 1 plus încă 5 plus mansardă plus 7 etaje. Nu? Sau cât e? Că nu zice omul, zice ceva frumos, uite aici, sistematizare verticală. Bă, știi ce înseamnă sistematizare verticală? Că nu ne mai e, o două mândea. Frumos. Oamenii de aici sunt foarte încântați. Și am zis, să rămână, bănuiața. Oh, să rămână, domn, unde, care, unde este, de unde e proprietar? De sub bloc, de unde începe proprietatea noastră, domn? A, pe bloc sunteți proprietar? Apartamentul meu. Da? Eu sunt fata. Am crezut că vrea să vă dea afară, doamnă, că acum era în caz, era cât caz. Da. Ce ați pățit, doamnă? Uitați. Vă deranjează un P plus 10 plus mansardă? Poți bloc să tur? Facă, poți să facă, nimic de spus, dar de ce au venit cu gardul în coace și ne-au luat tot mișcarea noastră de aici? Asta e fața blocului, aici ați trebuia să, din ce știu eu, da. Aș trebui să fie o străduță, o alei de acces. Da, a fost, dar ei au închis. Când, nu, să vă spun de la bun început. Spuneți-ne la bun început. Mi-a spus fata dumneavoastră că cam cum să... Aici a stat o bătrână care noi ne-am înțeles, ieșam prin curte, i-am dat voie să așa și mi-a lăsat, intram, ieșam, să nu intri câini, să nu intri ceva. Aici abuziv s-a făcut gardul ăsta. Ăla verde? Da. Aha. Ăla a fost abuziv. Din nora babic, baba a murit și după aia s-a... Să rezolva niște treburi. Da. Nu, da? Înțeles. Zicea fata dumneavoastră că era cumva acolo la unitufa aia de liliac, unii nu cu... Așa era povestea de intrare la... Da, așa era. Așa era, da? Era deschis aici, open space. Lume, în deal, în vale, toți de pe scara asta și scara asta și cealaltă. Asta tot, scara din partea cealaltă, tot ieșirea pe aici o are. Am înțeles. Păi și acum ce faceți? Ce facem? Scandal la primărie? Am fost vecini de pe aici la primărie, dar nu știu ce se întâmple până la urmă. Deocamdată nu a venit nimeni
Prea scurt a fost timpul cu păi pe 29.05 păi... l-au și pus aici, al ține exact. 3 zile, păi da, mi l-am plantat, exact. Da, dar e frumos cum i-a pus, doamnă, cum vi l-au pus aici, ca să dacă, dar nu-l vedea. Asta e închie sau asta săracă e? Am închis-o noi, ați închis-o? Ce să mai face cu ieșirea, dacă n-am mai avut ieșirea, să s-a închisit aici. Nu, vai de cap. Da, și au mai stat chiriasa aici, amenințați cu moarte, am fost, n-avem voie să trecem pe aici. Acum, până la urmă, s-o demolat tot, s-o făcut. Și eu am stat de vorbă cu proprietarul care e aici. Am zis, domnule, dar nu ai atâta. Atât. Uitați-vă, la vecinul ăsta, da. Cu casa, de acolo, de la colțul gardului. Da. Și el a închis acolo, dar pe noi nu ne deranjează cu închis. O închis așa, da, de la colțul gardului. Avea pe lângă nuc, nu? De la clădirea aceea, unde se termină, da. El a intrat și el așa. Am înțeles. Și ce-a zis? Oh. Hai să... Păi dacă e așa, hai să o închidem, exact, toată, exact. Am înțeles. Acum, nu e o problemă că face, că... E dreptul fiecare să facă, dar să ne zică, dar uitați-i frumos, nici nu știm ce e aici. Bloc de locuințe, deci doamnă, că nu e foarte mare, uitați, cum am zis, deci demisol, e până la etajul 1, parter, plus 2E, plus 3E. La noi îngrijorările cele mai mari sunt. Deci numai maxim 7 etaje vă face aici, doamnă, nu e foarte mare. Exact. Păi da, cât e aici? Pe plus D plus demisol, dă-i demisol, nu? E un demisol înălțat, că vezi acolo, da, ăla e demisol, va fi un parter, da, demisol. Bai, bun, e bun. Se duce ca pe zamca. Din față sunt 3 etaje, din spate sunt 5. Pe. Aici. Plus 2E plus 3E. E retras. Blocul de când s-a făcut nou. Spații comune, 19 apartamente, doamnă, nu de mult. Nu e vorba de asta. Nu ne-ar părea bine să se facă ceva frumos, dar ne acoperă cu totul aici. Aia e problema. Am înțeles. Și aici, după cum se vede, aici de asta, el, proprietarul, de asta a întins gardul așa. Ei vor să facă mașinile pentru parcare. Vă dați seama? O să fie frumos, o să aveți o viață interesantă. Foarte bârnăială și așa mai departe. Dar ne acoperă. Ne acoperă. Vă ia totul, da. Da. Așa este. Acum, când face ceva frumos, nu-i... Nu-i nimeni împotrivă, da. Absolut. Am înțeles. Împotrivă, dar... Mulțumim că a stat de vorbă cu noi. Vom fi aproape de subiect, să știți. Și încercăm să vedem unde e dreptatea. Sărut mâna. Nu vă lăsați păcălit. Eu am trebuit să bat. Da. Da, am înțeles. Am anunțat. Mai este un vecin la partier care totodată cu mine. Hai să... Nu, că am înțeles subiectul. De ce trebuie să văd 10 oameni? Adică vă văd așa, un om serios. Mulțumesc frumos. Mergem să vedem în continuare unde e minunat. Doamna Daniela, hai un pic să vezi ce frumos a făcut omul. A bătut stâlpii. Și fii atent unde se termină omului gardă. Aici intrarea principală. Ce frumos. Proprietatea se termină aici. Dar de fapt ea se termină... Era așa, nu? Era pe acolo, nu? Cum era? Cum ziceți? Da, asta... Da? Așa vine, am înțeles. Frumos. Până la colțul. Deci aia era doamna Daniela, ca să înțelegem granița. Aia e granița. Cum a reușit? Dumnezeu știe și defunctul domn Floristeanu, Dumnezeu să-l ierte, că el le știa pe toate combinațiile din Suceava. Acum nu mă... Tot cu el, nu? Dumnezeu să-l ierte, domnul Floristeanu. Tot de aici de la bloc, tot. Da. Am mai pus domnul un panou în dacă ce Daniela, ce ai făcut? Ai călcat în gaură este? Am mai pus omul un panou și acolo la strada principală, da. Unde nu are nimeni treabă cu blocul, nu. Dar se duce nimeni. Aici este podul ce? Ăsta care este, mă rog, istoric. Da. Aici casa asta bătrânească, când s-a făcut blocul, da. În timpul lui Ceaușescu, putea să o demoleze, dar pentru că să nu se, eu știu, nu știu cum să se pun, nu știu să explic. Da. Nu demolat-o. Deci ea a avut grădina începând așa traiectoria. Am înțeles. Aici a fost tot deschis. Eu când m-am mutat era bolovan. Arunca asta de la... Ca după da. Ce termină blocul. Am înțeles. Urât momentul aveți, doamnă. Urât. Nu aveți ce face. Fericit că să vă fac ziua mai frumoasă. Să rămână. Nici chiar în halul ăsta, am înțeles. Haideți, doamna Daniela, să facem mai departe. Gardul se termină aici. Nu zice omul să nu intre. Eu am pus aici și o caterincă de gard. Hai să vedem dacă încolo o mai pus. Nu am mai pus încolo. Ba da, au pus-o de aici la... Deci, tu vezi unde cum se întâmplă proprietatea pe aici?
E pe undeva aici și o groapă de gunoi elegantă, frumos, cea frumos, ceva elegant. Opa! E. Ce drăguț e cea! E. Ai, ai, ai. Ce-a făcut? Trandafirul ăsta? Nu te mai băga și tu? Am vrut să văd, da, omul închis acolo și-a pus niște fărâmături de gard. De acum nu mai intra pe aici, că uite ce se întâmplă la groapa asta, mini groapa asta de gunoi. Da, interesant. Subi, hopa. Aici e crescătorie de șobolani aveți. Aoleu. Haideți, doamna Daniela, curaj. Da, am înțeles. Deci, ați înțeles, doamna Daniela, cum e aici? E cum trebuie, da? Doamnește. Dragilor, suntem pe Grigore Antipa, am zis bine? Da. Numărul 10, da? Da. Un bloc de nota 10. Da, să vedeți, de nota 20 se face alături. Așa, frumos, elegant, pe repede înainte, pe 29.05 a fost afișată, da? Pe întâi e astăzi, suntem, intrăm în consiliu local. Uite aici, Daniel, ia filmează încolo. Nu o să vezi, un bloc ușor, frumos, elegant, că trebuia. Aici trebuia un bloc, mi se pare normal, mi se pare firesc. Ce să fac omul, cum să nu faci un bloc între blocuri la marginea drumului, nu? Dacă tot se poate. Da, dragi, om ne ajută. Uite, lumea muncește din 1 iunie, numai noi stăm și filmăm prăstii. Dragilor, de aici de pe Grigore Antipa, le urez oamenilor să aibă putere să conteste și dacă ei cred că e o nedreptate, să meargă voi departe cu aflarea adevărului. Eu am venit să vă spun că e Dumnezeu ce se întâmplă acolo, da? E bloc, deci hop! Ai văzut, mă, intre Burdujeni, Suceava, primar Ion Lungu de 20 de ani. Sunt convins, nu știi, domnul Lungu absolut nimic, e tămâie, e sticlă, sticlă, domnul Lungu e sticlă, n-ai treabă, nu, domnul Lungu nu știe, domnul Ciutac nu știe, la urbanism nu știe nimeni, e cum trebuie, e... Ai Batista, Daniela, sau pune fița în val? Ca să nu, n-ai. Dragilor, un share, un like, să nu vă treziți domniile voastre cu așa ceva. De aici, din Suceava, din comuna Suceava, că suntem în comuna Suceava, din orașul Suceava, sus inimile.